Administrația Națională de Meteorologie a emis de la ora 13 cod roșu pentru 6 județe și sud-estul țării, județul Giurgiu rămânând sub incidența codului portocaliu de ninsori și viscol. De mâine viscolul va scădea în intensitate, însă meteorologii avertizează că joi și vineri vremea va deveni geroasă pe arii extinse în regiunile estice, sudice și centrale, cu precădere dimineața și noaptea. Maximele vor indica până la minus 9 grade, iar minimele se vor situa undeva în jurul valorii de minus 15 grade. Astfel, joi în Hotar, Marele, Comana, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele și Giurgiu se vor înregistra minus 5 grade, în timp ce la Bolintin minus 6 grade. Vântul va sufla cu o putere de 25 de km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 759 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 20-30 de cm, iar cota probabilă este de 164 cm. Umiditatea aerului va fi de 68%.